Salut și bine te-am regăsit la un nou video tutorial. În videoul de astăzi te învăț cum să conectezi un cablu coaxial cu două mufe PNC Screw. Desfacem mufa, lăsăm capacul jos, așa arată mufa PNC Screw. Avem aici o protecție de plastic, ce ajută la izolarea tresei de miez. Pe acest cârlig aici se va prinde tresa, iar pe acest șurub se va prinde miezul. Prima dată, introducem capacul mufei pe fir, apoi urmează carcasa de plastic, carcasa ce izolează firele, le dăm puțin mai jos, se văd, da? Carcasa de plastic și capacul. Mai departe dezizolăm cablul coaxial. Acest cablu coaxial are o tresă din aluminiu, o dăm puțin așa deoparte. Mai departe, dezizolăm a doua parte a cablului, unde se află miezul. După ce am dezizolat miezul, înfășurăm tresa pe această protecție de aluminiu, pentru a putea face contact cu cârligul. Înfășurăm, o strângem foarte bine, desfacem puțin șurubul, lărgim puțin acest cârlig pentru a-i face loc cablului coaxial să-l strângem. Facem acum o probă cu cablul. La mine este bine, mai tai puțin din miez. Prind apoi miezul cu șurubul. Miezul în acest moment este fixat. Apoi strâng cârligul pe tresă cu patentul. Trebuie să fim foarte atenți pentru a nu se intersecta tresa cu miezul. Așa se conectează corect mufa PNC Screw pe un cablu coaxial. Thank you.